Prozatorul Radu Țuțulescu va fi prezent vineri la Salău, unde va susține două lecturi publice. Consiliul Județean Sălaș, Centrul de Cultură Șart al Județului Sălaș, Asociația Culturală JAD, Colegiul Național Silvania, Asociația Scritorilor din Sălaș și Cenaclu Literar Silvania, invită pe sălăjeni la lecturile publice susținute de prozatorul Radu Țuțulescu. Lecturile vor avea loc vineri 31 octombrie 2014, de la ora 12, la sala festiva Colegiului Național Silvania din Zalău și de la ora 16, în cadrul unei ședințe speciale a Cenaclului Silvania la Casa de Cultura Sindicatelor din Zalău. Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură Șarte al Județului Sălaș, a declarat că în acest an, în seria de lecturi publice și conferințe organizate de Centrul de Cultură Șarte al Județului Sălaș și Asociația Culturală JAD în Sălaș, au fost prezenți Ovidiu Pecican, Aurel Sasu, Aurel... Aurel Ioan Pintea, Olimpiu Nușfelian, Gabriel Moldovan, Vasile Dâncu, Nicolae Coande, Kirali Farcaș, Mircea Mutu, Ioan Aurel Pop, George G. Astaloș, Carmen Ciumărnian, Valeriu Mircea Popa, Adrian Suciu și Alex Ștefănescu.